interesată niște persoane. Nu, sau eu ocazional am fost pe acolo pe 17 octombrie și niște persoane mi-au propus că potrivă cazier, că eu zic, da, eu sunt bun pe cazierii. Și atunci ei mi-au zis, apoi și ce faci tu aici? Zic, da, care-i problema ta, ce fac eu aici? Și așa e locul nostru, vine unul și ia cartea de aici, cam o și ne grămădim toți. Urmă mai, a doua zi, mai trece altul și tot așa, același mod. Deci, în cazul când nu se prezintă reclamantul, deci se consideră că nu mai este reclamație. Deci, doamna făptuitor cu Eugenia, vreau să vă atrag atenția că noi examinăm contestația la procesul verbal cu privire contravenție și codul procedurii civile nu este, nu are tangență aici. Eu vă întreb referitor la codul procedură, codul contravențional, nu codul. Bine, oricum procedurile merg și Nu, nu, clar că nu, cum procedurile merg. Bine, atunci examinăm în lipsa... Deci, considerați că putem examina. Putem examina în lipsa... Clar, deci în cazul de judecată pe loc de spune, eu din opinia că pretorul consideră posibil de a începe examinare cauzei contravenționale în lipsa acestui constatator care a fost citat legal pentru astăzi. Cu excepția acestui extras din telefon, de la serviciul Mod Telecom, aveți alte acte de prezentat? Hotărâre dispozitivă în numele legii 15 martie 2013, judecătorie Rășcani, municipiu Chișinău, instanță compusă din președintele ședinței judecătorul Stella Brișceagă, Crefer Alexei Rusacov, examinând ședința publică, cauza contravențională intentată împotriva lui cu Eugenia, născută la contravenții prevăzute de articol 263.4 cod contravențional și contestația asupra procesului verbal cu privire la contravenție. În conformitate cu articole 460, 462, 463 cod contravențional, instanța de judecată hotărăște. Se încetează procesul contravențional intentat împotriva lui Puiu Eugenie, pe semne contravenții prevăzute de articol 263.4 cod contravențional, din motivul neprezentării agentului constatator în ședința de judecată. Se respinge contestația lui Puiu Eugenie ca fiind inadmisibilă. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile în curtea de apel Chișinău, prin înțelegere de judecătorie Rășcani. Puiu Eugenie, este clară hotărârea instanței de judecată? Este clară. Deci, ne-a tai fi vrut să prestezi așa servicii, dar n-aveai clienți. Nu, nu, la momentul și ala eu nu m-am dus cu scopul ăsta. Eu, în general, aveam altă treabă pe acolo, cu altă treabă. Dar ei, pur și simplu, m-au agresat. Asta era. Eu pe acolo nu am treabă. Și noastră ați chemat poliția? Am chemat poliția la 10:24. Dar ei scriu un proces verbal că la 10:25 noastră ați prestat servicii. La 10:40. Până la... La 10:40, asta cu 20 de minute mai târziu, când eu deja stăm și așteptam poliția și ei au venit poliția undeva în jurul orei 11. Fără vreo, la 10:55, poate deci așa. Deci s-a așteptat mai mult de jumătate de oră. Mai mult, da. Și când v-ați dus la sector, dar ei nu vă fac proces verbal de victimă, ci de... Nu, mi-aștept proces verbal că de... Contravenție. De contravenție, adică eu am activat acolo. Dar dumneavoastră aveți licență, întreprindere individuală. Da, întreprindere individuală, dar ei nu indică norma, iată, admitem că dacă eu aș fi vrut să activez acolo. Să le faceți concurență. Da, dar eu n-am acolo interes, la urmă, urmi chiar la strada Coșbucu, nu am niciun interes acolo. Eu, interesul meu este legat mai mult de ceea ce este la... în preajma consulatului român mai susoleac, adică la strada Ismail eu am avut o intenție să deschid să închiriez acolo ca să am oficiu, dar în perioada aceea, la sfârșitul anului 2011 deci noi vorbim de 2012 acum. Da, 2012, dar eu am intenționat încă în 2011 să-mi deschid acolo oficiu în strada Ismail, la Ismail 77. Dar asta nu are legătură nici cu procesul verbal, nici cu agresarea celor de la cazier. Are legătură. Deci ei sunt concurență, îi cunoașteți.
pe ăștia eu nu-i cunosc. Ei, dar ei de unde știau telefonul dumneavoastră și un document, cartea aceea de vizită? Era acolo o persoană cu care noi ne-am cunoscut. A. Și eu i-am dat cu o zi înainte, care presta servicii. Iată care. O persoană care de la Ismail 77, acolo în incinta avocatului, deci cunoscuți mai vechi. Și apare martor în procesul verbal? Da. Nu, el apare? Nu, nici nu apare. Da. Nu, eu ei i-am dat. Ei i-am dat cu alt scop. Nu cu scop de prestare serviciului. Ea pleacă la București cu contact personal, da. Da, da, da. Cu alt scop. Și ea i-a transmis lui ăsta, lui Sergiu Stacaraus. Știi că asta, el fiind rudă, am înțeles, cu notarul, tot de la Igor Bulmaga. Bulmaga fiind polițistul, agentul constatator, da, care nici nu a venit azi în instanță. Nu, n-a venit și atunci chiar nici nu m-a chemat, n-a așteptat să duc actele. Dar v-a solicitat actele? Nu. Deci el a întocmit în aceeași zi procesul verbal? Imediat, atunci. Fără să vă audieze, fără? Nu, atunci eram în sector. Doar că ați spus de agresiune. Da, nu vă întrebați despre activitatea asta. Sau știați pentru ce vă face procesul verbal? Ba da, e semnat de mine. Eu am semnat că n-am recunoscut, că am avut înțeles activitatea, dar i-am prezentat că eu am model de contract, am ștampil, adică nu era o problemă, adică ștampilă e și acum în stingeantă, dar nu i-am, n-a așteptat să vin, de exemplu, seara la ora 5, am convenit că o să vin să aduc actele întreprinderii, să aduc probe. Și spunea lui deja era expediat la ora 15 și deja era expediat în procesul verbal, era expediat în instanță. Deja la ora 15. Pentru că l-ați contestat acolo pe loc. Da. Adică eu mai urma să mai aduc actele întreprinderii, probe, să aduc probe. Dar dânsul l-a expediat în instanță. Și de ce se examinează abia în martie? Păi pentru că n-a avut loc ședința din 14 decembrie la alt judecător, dar n-a avut loc ședința, în general n-a avut loc ședința, judecătorul n-a fost plecat la un seminar. Eu am prezentat. Și s-a transmis cauza la altă judecătoră. S-a transmis, da, cauza la alt judecător. Apropo, deja și conform articolul 354 din codul contravențion, deci nu mai sunt temeri pentru judecarea contravenției. Deci contravenția, dacă nu s-a judecat în 30 de zile, instanța, dacă n-a în 3 luni. Nu, nu, nu. Deci 3 luni expiră în general termenul de prescripție, dar din momentul când a intrat cauza administrativă în instanța de judecată, este articolul 354 din codul contravențional. Deci, instanța este obligată să adopte, deci, hotărârea să judece cauza în 30 de zile. Și dacă nu? Păi gata, se casează procesul. Credeți că o să caseze acum? Nu, din motivul ăsta noi deja am vorbit că mai sunt 3-4 alte motive pentru care termenul de prescripție nu este, în general, procesul verbal este nul. El nu conține normă, una că eu nu am comis contravenția la ora 10:40, la 11:20, nu se admit corecții la proces verbal. Deci a fost un proces contrafăcut. Eu m-am, în timp ce eu așteptam poliția, și în general așteptam, e una, dar la ora 11 eu deja eram în incinta sectorului de poliție. Până am... Înseamnă că acolo prestați servicii. Da, lui capitan Bulmag.